la Colegiul Tehnic Energetic Forfotă Mare. După câteva ore în care au încercat tot felul de variante de rezolvare a subiectelor, liceenii au ieșit transpirați. Matematica Batovina nu se împacă deloc cu distracția, cu serile de vară și cu plăcerea de a lenevi pe plajă. De aceea nu mai miră pe nimeni că tinerii au ieșit extrem de dezamăgiți. Alții au încercat să braveze în speranța unei note mai bune. Grele, că nu prea mă pricep la matematică, nu de altceva. Speranța am acum, nu știu, să vedem cum o să se corecteze. Da, tot la matematică. Subiecte grele am înțeles. Da, cât de cât grele. E a doua oară când dau. A fost un pic mai greu ca data trecută. Mai greu? Acum am sesionat din toamnă decât în vară? Da. Și atunci? Să sperăm. N-a fost un pic cam greu, dar sper să trec. La mate? Da, destul de greu. Nu știu, pentru mine a fost greu. Dacă pentru cine, și pentru cine n-am învățat. Tu ai învățat, nu? Sper să treci, nu? Sper. Nu toți cei care au susținut bacul de toamnă n-au reușit să treacă de probele scrise. Unii au avut probleme de sănătate, iar examenul de acum este ultima șansă de a termina cu bine liceul. În vară nu s-a putut încadra. A făcut o operație la Cluj, ceva mai... Să încercăm totuși, dar nu. A fost stresul foarte mare de să faci o operație la Institutul Oncologic Ploiești. În această săptămână, tinerii mai au de trecut încă un hop pe care cu toții vor să-l treacă cu bine.